magistrală și aș vrea să pornesc de la concluzie și anume Steinhardt ca filozof al libertății, o să spunem așa. Și într-adevăr, este, dacă e să căutăm o temă centrală pentru întreaga lui gândire, atitudinea lui în viață, asta este. Da? Libertatea, asumarea până la capăt a libertății, iar el asta vedea în creștinism. Creștinismul ca religie a libertății, el din acest punct de vedere, referința la... este viața lui Zosima, este răspunsul la legenda Marelui Mântuitor. Da? Deci aceste două momente trebuie citite împreună, pentru că sunt apogeul filozofic al întregului roman. Și vin una după alta. Sunt pro și contra acel capitol din Frații Karamazov, iar legenda Marelui Mântuitor prin opoziție, definește creștinismul ca religia libertății. Iar apoi vin cele trei convertiri, cele trei manifestări ale libertății din viața părintelui Zosima, a starețului Zosima. Dar eu vreau să vă vorbesc despre lucruri mult mai mărunte, aparent. Cred că doamna Adelean a spus ce era cu adevărat important de spus, despre biografia lui Steinhardt și despre ceea ce această biografie presupune ca gândire, coerență în gândire, ceea ce unifică în fond această viață. Eu să vă vorbesc din perspectiva cuiva care l-a cunoscut pe Steinhardt de la 0 la 16 ani, din perspectiva copilului, din perspectiva adolescentului, și apoi amintirea pe care i-am păstrat-o și în timp această amintire tocmai a căpătat mai multă substanță. Vă voi povesti așadar anecdote principal cu Steinhardt. Cum era Steinhardt? Ce fel de om era? Și în ce fel era extrem de atașant și de simpatic și de amuzant, cu adevărat. Adică era un om care avea un... era comic, într-un fel. Spunea părintele mai devreme că de acel... mă iertați. Recunosc ticul lui, de-a spune, că nu mă iertați. Dar care era în cazul respectiv, era o stratagemă. În alte situații era pornirea lui de a spune acest lucru. Și mi-aduc aminte de o povestire de dinainte de nașterea mea, cred că se întâmpla în 64, și într-o bună zi s-a trezit în fața ușii o prietenă de-a noastră, soția unui medic, Eusebiu Munteanu. Apare în diferite povestiri acest doctor. Pe mine mă impresiona enorm doctorul Eusebiu Munteanu, era o namilă de om, dintre prietenii lui tata a fost singurul care a mai fost arestat odată în anii 80. E adevărat că și Steinhardt a avut episoadele lui teribile în anii 70, în mod special legat de jurnalul Fericirii, dar Munteanu este singurul care a mai fost arestat odată și evident scopul acestei arestări era să-i sperie pe toți, să le arate și lui tata, și lui Steinhardt, și lui Alexandru Zuc și altora, că noi suntem cu ochii pe voi, nu vă facem vouă direct ceva, că sunteți prea cunoscuți și nu vrem să se afle la Europa Liberă, dar aveți grijă că suntem cu ochii pe voi.
Și acest Eusebiu Munteanu pentru mine era, mă rog, un om pe care îl admiram enorm pentru curajul lui. Nici Catalin nu prea avea curajul să se... să-l agreseze, pentru că odată se uita la ei așa pe sub Sfânceană și își dădeau seama că nu e de joacă cu el. Ce vreau să spun legat de acest om? Că într-o bună zi s-a trezit nevasta lui, mă rog, a văzut ea un domn bine îmbrăcat, elegant, cu niște flori și o cutie de bomboane, venind așa pe stradă. Și după aia mirarea a văzut că acel domn chiar a sunat la ușa lor. A bănuit că e cineva care fusese în închisoare cu soțul ei. Deschide și, într-adevăr, începe Steinhardt, mă iertați, își cerea scuze pentru ce? Și asta e foarte interesant, pentru că ne aduce la alte aspecte legate de el. Își cerea scuze pentru că în 62 sau 63, nu mai știu exact, când erau ei la o colonie de muncă, sau nu mai știu la ce penitenciar exact, chiar nu mai țin minte exact, Steinhardt profitase de amiciția sau mai exact de bunăvoință, de generozitatea doctorului Munteanu ca să adune doctorii. Adică ce se întâmplă? Steinhardt era foarte ipohondru. Și e adevărat că era și tot timpul bolnav. De-aia tata spunea că o să ne îngroape pe toți. Că, în general, ăștia care sunt tot timpul îngrijorați de sănătatea lor, ce, din păcate n-a fost adevărat. Dar asta spunea mereu tata despre Steinhardt. Și mai spunea tata ceva, că grație lui Steinhardt a vizitat toate spitalele din București. Ducea mereu la el să-l viziteze la spital. Și a fost și povestea teribilă, când a avut el un accident, nu știu ce s-a întâmplat exact, că era un gips tot, cu tot felul de chestii. Ca, cum vedeți în filmele cu Stan și Bran, cu piciorul atârnat în sus, cam așa era. Și asta spunea, dacă a vizitat toate spitalele din București, grație lui Steinhardt. Ori, la respectivul penitenciar, evident, doctorul Munteanu avea grijă pentru Steinhardt și tot îi dădea doctorii, așa. Și el le punea deoparte, că nu se știe când o să ai de gândit nevoie de ele. Până când, într-o bună zi, Caralii, căutând nu știu ce, au găsit doctoriile respective și, mă rog, s-a lăsat cu sancțiuni, în principal de atunci. Steinhardt și doctorul Munteanu, nu știu ce i-au făcut și lui, l-au pedepsit pentru asta. Iar el, după ani, după ieșirea din închisoare, destul de mult după episodul ăsta, a venit, cum vă spuneam, deci foarte emoțional și puțin comic totodată, pentru că n-avea vietul nicio vină, dar se simțea oarecum responsabil de asta. Acum, mai e un lucru legat de Steinhardt, ceea ce l-a caracterizat, aș spune două lucruri opuse. Pe de o parte, o extremă mobilitate și agilitate. Mobilitate intelectuală și mobilitate fizică. Sunt unii oameni care merg foarte repede. Așa era Steinhardt. Mergea repede, repede și deodată stăteai de vorbă cu el, mergea repede și deodată dispărea. Da. Și tata spunea că se așteaptă după aia să-l vadă un fum în urma lui. Bun. Și tot legat de Karamazov. Țineți minte că în Frații Karamazov, trebuie să te întreb cum poate Alioșa Karamazov să facă atâtea vizite într-o singură dimineață. De 6 vizite într-o singură dimineață. Așa era și Steinhardt. De o mobilitate extraordinară. Care aproape de friza repezeala. Deodată se ridica în picioare și pleca dintr-o vizită. Țin minte, am în minte amintiri cu toate acolo. Stătea ce stătea și dintr-o dată pleca și aducea aminte că mai trebuie să meargă la încă nu știu câți se viziteze sau... Bun. Și deci, e această agilitate și aproape agitația, aș spune. Era foarte, foarte mobil. Și totodată intelectual la fel era. Deci o mobilitate intelectuală extremă, o capacitate de a se interesa pentru lucruri
absolut și de a face legături nebăluite. Nu știu, de metrou, New York și nu știu ce film și problema libertății la Eutochimov sau la Dostoievski. Deci apropie cu totul neașteptate și citea lucruri cu totul. Pentru noi era perioada de mirare și iar tata ironiza și pentru că citea prospecte pentru medicamente. E un gen literar care mie mi-e destul de opac, dar avea capacitatea de a și înțelege prospectele de medicamente. Avea o pasiune, cum vă spuneam, pentru zona asta. Deci, pe de o parte, o extremă mobilitate. Mobilitate fizică, mobilitate intelectuală. Da? Poate chiar e într-adevăr o caracteristică a lui ca om, această rapiditate de mișcare. Pe de altă parte, și asta este o polul opus a personalității sale, o extremă încăpățânare, în sensul bun al cuvântului. Da? Faptul că în fond nu se adapta. Aveți latura asta de inadaptare, care pentru mine e un lucru foarte simplu. Mie îmi place foarte mult asta. Un om care nu se adaptează, e un om pe care îl respect din toată inima. Gândiți-vă că în 22, prima lui, în 34, când avea 22 de ani, scrie o carte în genul tinerilor, în care își arată, cum să spun, în fond, totala lui inadaptare la lumea în care trăia. Că nimic nu-i plăcea. Și pe bună dreptate, el avea dreptate. Nu ceilalți. Parodiile din în genul tinerilor sunt absolut suculente. Și nu aș spune că el s-a apropiat de el. Cred că ăla glas le-a venit mintea la cap cu vreme. Și Eliade, și Cioran, și altora care a venit mintea la cap. El, în fond, avea dreptate. Sigur că și exprima părerile cu anumită, cum să spun, exuberanță juvenilă. Și în cartea despre iluzii și realități evreiești. Dacă ar fi să rezum, cum să spun, toată această creație a lui din anii 30, cred că cele mai importante cărți sunt astea două, În genul tinerilor și Iluzion et realité juive, care e mult mai completă decât cealaltă despre concepția catolică a iudaismului, care în fond e o carte destul de naivă în inspirația ei, foarte interesantă pentru evoluția ulterioară a lui Steinbach. Se vede acolo fascinația pentru catolicism în mod special, însă dacă ar fi să ierarhizez astea două, mi se pare a fi cărțile absolut remarcabile încă din anii 30. Eu un om totuși foarte tânăr, la 22 de ani, scrie acest volum de parodii la adresa colegilor lui de generație. Că, după mine, el avea dreptate, iar poziția lui era, practic, de refuz a tuturor modelor intelectuale din epoca lui. Cred că asta îl caracterizează și în această carte și în celelalte cărți din perioada respectivă, un enorm scepticism față de toate modele intelectuale din anii 20-30. Toate modele intelectuale fiind comunism, marxism, fascism, vitalism, tot ce era atunci la modă, lui se părea ridicol, comic și așa mai departe. Fie că e în registrul parodiei, cum este în genul tinerilor, fie că este mai patetic, să spunem, în Iluzion et realité juive. Dar există o coerență a acestor texte din anii 30 și ține de această, cum să spun, de această rezistență intelectuală a lui Steinbach, pe care o regăsim ulterior. Este un om care are, vorba lui Caragiale, are tăria opiniunilor lui. De aceea spun că este e cealaltă latură a personalității lui, în contrast cu extrema mobilitate. Această, cum să spun, persistență în propria fire, această încăpățânare, dacă vreți, în sensul cel mai nobil și frumos al cuvântului.
Tot așa, după 64, e un om care nu se adaptează deloc. Nu se adaptează regimului. Supraviețuiește, sigur că da, face traduceri, dă meditații, este ajutat de prietenii lui, dar nu s-a adaptat. Alții s-au adaptat, nefăcând neapărat lucruri grave, dar el rămâne, cum o spune într-o scrisoare către tatăl meu cu foarte mult umor, rămâne un mic contabil reacționar. E o frază care îmi place foarte mult în această scrisoare, în care spune așa, e o foarte frumoasă scrisoare către tata, care, mă rog, e ironică și, mă rog, scrisă cu multă prietenie pentru tata, dar marchează o anumită diferență și spune așa, mai mică era diferența între un mare boier moldovean și un mic burghez evreu, decât cea că e un intelectual progresist și un contabil reacționar. Contabilul reacționar fiind el, Ștancea. Mă rog, repet, e vorba de un schimb jucăuș și ironic între cei doi. Legat de scrisori. Nu știu dacă am împărțirat chiar tot ce era, toate scrisorile de la Ștancea. Era un lucru legat de acea extremă mobilitate a lui. Scria câte 4, 3, 4, chiar uneori 5 scrisori pe zi către aceeași persoană. Dimineața la 6 se apuca să scrie lui tata ceva. Trimitea scrisoare. După care mai venea o idee. Încă o scrisoare. După aceea o a treia scrisoare în care corecta prima scrisoare și completa cu ceva. În timp ce tata scria câte o scrisoare mai lungă, o dată la o lună, două. Interesant ritmul. E foarte interesant această diferență de ritm. De o parte, o lentoare, lentoarea tatălui meu care, înainte de a scrie ceva, totdeauna și le spunea și le repeta în cap și ieșeau foarte bine ca formă. De cealaltă parte, această agilitate extremă, mobilitate extremă a lui Ștancea. La fel erau telefoanele între ei. Telefoanele vitești, știau că sunt ascultate. Deci asta e partea cealaltă, când vorbești și știi că te ascultă. Și vorbeam de dimineață. Sunat la 6 dimineața, sunat că ascultam și eu, nu mai este coritat. Și mie și suna tata, dădea telefonul și spunea, păi de vine cu mintea asta. Omul. Păi bine, mă, Nicu, ce-ai făcut cu, nu știu ce, articol? Era o repetoriație foarte, foarte apropiată și chiar descoper, cu timpul descoper profunzimile acestei prietenii. Și de-aia, pentru mine, chiar, cum să spun, este o figură fundamentală a copilăriei și adolescenței. Bun, acum mai sunt alte elemente, dacă vreți, anecdotice. Și e strict personal, nu are absolut niciun fel de relevanță pentru istoria culturii române. Faptul că, de exemplu, una dintre primele mele jucării a fost de la el. Era un câine. Era un câine de pluș, căruia i s-au, mă rog, evident că nu i-am spus eu. El și cu mama și cu tata i-au spus Cato. Și câinele Cato, pentru mine numele Cato a fost o referință înainte de a ști din istoria romană cine e Cato cel bătrân, Cato cel tânăr, mă rog. Ei au spus Cato, deci am copilărit cu Cato, eram, mă rog, câteva luni, un an, era câinele Cato, care la un moment dat și căzut în ochi, dar mă țineam foarte mult la câinele Cato și era de la Ștancea și ei au spus așa. Tata și Ștancea. Mai aveam o maimuță de la Sergio Agior, de astea erau cele câteva, și un pietoi de la noi, care nu mă interesa deloc. Noica care avea întotdeauna un simț extraordinar pentru cadouri de neadecvate, mi-a dat de un hotel sau nu mai știu când, o piatră de pe Acropole.
O am și acum. Acum mă interesează că am făcut iată de pe acropole de la noi, că dacă atunci nu mă interesa absolut deloc. Pe când de la ăștia, îți aveam câte ceva. De la Stein, dacă mai nu e lipsit, în capul meu nu e lipsit de interes acest lucru. Faptul că câinele Cato venea de la Steinbach. Pentru că eu văd la Steinbach și un filon roman. Un filon, dacă vreți, stoic. De altfel, chiar numele Steinbach, asta înseamnă tare ca piatra. Și eu sunt convins că numele lui avea o semnificație pentru el. Era tare ca piatra. Vrea să fie tare ca piatra, vrea să-și merite cu adevărat numele. Iar la el, fascinația pentru Roma este foarte prezentă și în articole, în articolele din tinerețe, de exemplu despre Cezar și Brutus, un articol extraordinar, dar și ulterior traducerile lui, da? Tradus o carte foarte frumoasă despre Cicero și prietenii lui, adică Gaston Poissier, am mai tradus și Robert Graves romanul despre Claudiu, despre împăratul Claudiu. Deci, filonul roman e important, după mine. Deja, pentru că era de drept da. Apărarea de drept roman. Romantismului. Așa e, categoric. Da. Categoric. Filonul roman nu trebuie deloc neglijat la el. Deci, pe lângă, evident, tradiția iudaică din familie, este acest filon, aș spune, stoic, roman, care se vede în articolele lui, se vede în atitudinea lui în piață. Cred că, și de aminte, nu întâmplător, am moștenit de la el, mă rog, am moștenit mai multe cărți. Pentru că la biblioteca din Ion Ghica ne-a lăsat o nouă sau, mă rog, am păstrat câteva cărți. Și am ales atunci, arăbună cu tata de minte, că ne-am dus să ne ocupăm de asta, Sogeniții, Roata Roșie și Plutar. Asta pentru mine e foarte semnificativ, da? Este să cele două laturi, dacă vrei, și rus ortodoxă, dar faptul că, de aminte, pentru el, citirea teologilor și a filozofilor religioși ruși a fost foarte importantă în perioada de dinainte de închisoare și de pregătire a apropierii lui de creștinism. Faptul că citea deja teologie rusă, filozofie rusă, iar aici am un rol important la avut Virgil Cântea. Și a fi multe de spus, de aminte, despre relația dintre dintre Nicu Șaintac și Virgil Cântea. O să le povestesc cu altă ocazie, că sunt foarte importante și eu însumi îi datorez lui Virgil Cântea. Care i-a pus lui Șaintac în mână o serie de cărți care au avut un impact asupra lui ulterior. Da, deci vorbeam de aceste două cărți pe care le-am moștenit de la el. În mod simbolic, e vorba de două dimensiuni esențiale a felului lui de a fi, da? A moștenirii lui, și a moștenirii lui intelectuale și spirituale. Tot legat de căsuța lui din Ion Ghica, mai țin minte ce anume avea pe perete. Și avea pe perete un postă destul de mare cu imaginea lui Solgeniții, pe care îl admira enorm. Solgeniții era referința majoră în discuțiile dintre ei, dintre tata și Steinhardt. Și pe cardinalul lui Stiget, care tot așa era un exemplu de evreu convertit și se regăsea în figura lui Stiget. Acum, între timp, mă rog, figura lui Stiget s-a mai stompat, să spunem, nu mai vorbim atât de mult de el, însă pentru Steinhardt, Stiget era și el o referință importantă, da? De evreu convertit, provenit dintr-o familie marcată de Shoah, de Holocaust, în anii 40,
și se regăsea într-un fel în destinul lui Sijer, cardinalului lui Sijer. Deci astea erau la el în garsonieră, țin minte când am fost acolo de mai multe ori, am rămas cu aceste imagini în minte, da? Sorgeniții, cardinalul lui Sijer, bibliotecuța, toate aceste, cred că poza cu Șaia, cu Dostoievski, tot de acolo provine, dacă nu mă înșel. Cam asta vreau să nu vreau să mă lungesc foarte mult, poate aveți și întrebări, că sunt unul dintre cei care chiar au crescut alături de Steinhardt. De aminte, trebuie să spun așa, că dintre prietenii tatălui meu, Steinhardt îmi era cel mai drag. Pentru că nu era grav, nu era important, așa, din potrivă, era extrem de drăguț cu toată lumea, asta îmi plăcea foarte mult. Era extrem de drăguț cu, de la copii până la bătrâni, era răbdător cu toată lumea și extrem de amabil. Se lăsa tras de barbă, tras de păr, de copii, țin minte, o să cum, o nepoată de-a mea, la trăgea de barbă și el era absolut încântat. Și ea, bineînțeles. Sau cu câtă răbdare stătea de vorbă când cu câte o, mă rog, o cocoană mai plicticoasă, care tot spunea cu deja, el era răbdător, stătea de vorbă, vizita pe cei colnați, se ducea la fita, adică această, cum se cădenie, la el era absolut, contaminant aproape, aș spune, da? Deci, dintre prietenii lui tata, mie îmi plăcea cel mai mult, pentru că era, mi-a dat atenție tot timpul, de mic, până când am murit el. Deci nu a fost cineva care, la un moment dat, a apărut. El a fost constant, era o prezență foarte, cum să spun, caldă și apropiată. Noi, ca nu puteam să-l suport prea mult când eram mic, pentru că nu dădeam nicio atenție. Nu stăte. Noi, ca ulterior, mi-a dat puțin atenție, chiar mai multă atenție. Mai târziu asta, când a văzut că mișc puțin, că citesc filozofie, pe la 12, a început să-mi dea oarecare atenție. Se uite cu interes la mine, dar până atunci niciun fel de preocupare. Țin minte că mama își aduce aminte când m-am dus odată cu tata în vizită la noi ca acasă și m-am întors devorat de țânțari. Pentru că au uitat geamurile deschise și nu și-au pus problema, pentru că pe bietul copil mănâncă țânțari. Am venit de acolo plin de bube, de, că mai erau mai o chestie, țânțarii de la bloc sunt renunți pentru a fi mai virulenți decât ceilalți. Deci vă spun, dintre toți prietenii aceștia cu tata, Steinhardt îmi plăcea cel mai mult. Era foarte drăguț, foarte amuzant, avea un umor extraordinar plus că pentru cineva care își punea probleme legate de credință, 13-14 ani am citit Dostoievski, am început să pun probleme și stătea de vorbă cu mine și cu noi, mai aveam un prieten care îl întrebam lucruri și stătea de vorbă, deși, evident, spunea prostii, dar ne dădea foarte mult atenție, era foarte, foarte cum se cade, asta este, cred, trăsătură, o altă trăsătură absolut esențială și toți cei care l-au cunoscut pot confirma acest lucru. Acum, să ne înțelegem cum se cădea, asta nu era prea mare. Pentru că era, și asta, de exemplu, asta e reproșat tata. Tata care, ca critic literar, era foarte, mă rog, riguros. Și e reproșat de niște, cum ai putut să scrii un articol elogios despre nu știu cine, care e un autor prost, un poet fără talent. Și Steinhardt spune, da, dar să știi că mătușa lui e o femeie foarte cucerită și foarte credincioasă.